Lumina Evangheliei la Radio Blaj, o emisiune în cadrul căreia preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopie Majore, prezintă o scurtă meditație pe marginea Evangheliei de duminică. Se difuzează în fiecare sâmbătă de la ora 18:30 de minute și imediat după rugăciunea rozarului de la ora 20 și în reluare lunea și marțea după liturghia de dimineață. Duminica 22-a după Rusalii, a bogatului nemilostiv. Evanghelia de la Luca, capitolul 16, versetele 19-31. Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră și în vizon, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac, anume Lazar, zăcea înaintea porții lui plin de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului. Dar și câinii venind, lingeau bubele lui. Și-a murit săracul și a fost dus de către îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și a fost înmormântat. Și în iad, ridicându-și ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și el strigând a zis, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și ude vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avram a zis, Fiule, adu-ți aminte că ai primit cele bune ale tale în viața ta și Lazar asemenea pe cele rele. Iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și peste toate acestea, între noi și voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi. Iar el a zis, Rogu-te, dar, părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu, căci am 5 frați, să le spună lor acestea, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Și i-a zis Avram, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Iar el a zis, nu, părinte Avram, ci dacă cineva dintre morți se va duce la ei, se vor pocăi. Și a zis lui Avram, dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morți. De cele mai multe ori, noi oamenii nu vedem mai departe de lungul nasului. Ni se pare că tot ceea ce facem începe acum și se sfârșește în clipa imediat următoare. Pe undeva e ca și cum am scrie folosind o tastieră, însă fără a avea un ecran unde să vedem ce am scris. Sfânta Scriptură e un fel de astfel de ecran, ce ne dezvăluie rezultatul a ceea ce facem. Ne spune ce rezultat obținem atunci când apăsăm una sau alta dintre tastele vieții noastre. Fratele Mihai din Prilog, de exemplu, vorbea despre efectele cuvintelor pe care le folosim, spunând că va trebui să dăm socoteală pentru fiecare cuvânt folosit, deoarece cuvântul nostru, după chipul și asemănarea cuvântului lui Dumnezeu, are puterea de a crea sau a distruge. Mai mult, spunea că pentru un da în loc de nu sau un nu în loc de da, va trebui să dăm socoteală cu o săptămână de purgator. Nu-i așa că parcă ne trec fior pe fira spinării? Evanghelia de astăzi ne spune pe undeva același lucru. Acțiunile noastre, chiar cele ce par neînsemnate pentru noi, au o consecință concretă în eternitate. De fapt, ceea ce se întâmplă în lumea noastră ocupă doar câteva versete din Evanghelia de astăzi. Restul este dedicat efectelor pe care acestea le provoacă în viața de apoi. Bogatul de astăzi nu pare să facă ceva cu adevărat rău. Canalele de televiziune și emisiunile lor de știri ne umplu mintea în fiecare zi cu fapte atât de grave încât bogatul nostru poate părea un sfânt. Nu pare să fi furat, nici să fi dat în cap cuiva. Nu face parte din vreo bandă de interlopi. Nu face nici măcar politică. Problema lui pare una minoră. Trece, fără să-l vadă, pe lângă un biet sărman, Lazar, ce stă la poarta casei lui. Un Lazar ce nu reclamă nimic. Ar dori, ce-i drept, ne spune Evanghelia, să se sature cu ceea ce cade de la masa bogatului.
dar totul rămâne la nivelul intim al dorinței. Câte nu ne dorim și noi? Această aparent minoră lipsă a bogatului își revelează însă cu adevărat efectul în perspectiva vieții veșnice. Și separația pe care în această viață omul nostru o creează între el și Lazar devine în eternitate o prăpastie de netrecut. Iisus ne dezvăluie cea dintâi și mai mare lege în iubirea de Dumnezeu și de aproapele, vorbindu-ne de felul în care lipsa noastră de atenție față de cei de lângă noi este de fapt o lipsă de atenție și de iubire față de Dumnezeu și invers. Ce înseamnă toate acestea? Că trebuie să trăim de acum înainte într-un stres continuu, uitându-ne și unde pășim și ce spunem și ce facem? Nici vorbă. E cineva care a luat deja asupra lui faptele mâinilor noastre, urmele pașilor noștri, efectele vorbelor noastre. Fiecare picătură din preasfântul sânge a Fiului lui Dumnezeu s-a vărsat pentru noi, pentru a ne face liberi și responsabili fii ai lui Dumnezeu. Avem Sfânta Scriptură. Avem pe cineva care a înviat din morți pentru noi. E adevărat, ne-o spune Evanghelia de astăzi, nu sunt argumente valabile în fața celui ce nu vrea să creadă. Suntem tragici, omnipotenți, decidenți ai destinului nostru. Faptele noastre cu parfum de eternitate sunt la latitudinea noastră. La fel și eternitatea. Una fericită în sânul lui Avram sau alta dincolo de prăpastie. Singurul lucru care ne depășește puterile este timpul. Un timp limitat, dincolo de care se sfărâmă atotputernicia noastră. Lumina Evangheliei la Radio Blaj. O emisiune în cadrul căreia preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, prezintă o scurtă meditație pe marginea Evangheliei de duminică. Se difuzează în fiecare sâmbătă de la ora 18:30 de minute și imediat după rugăciunea rozarului de la ora 20 și în reluare lunea și marțea după liturgia de dimineață.